Mara, ia privește-l. Negruț? Care negruț? Noi nu-l vedem nicăieri. N-ai nimic în brațe, te mângâi singur? Este aici, voi nu-l vedeți? Unde? Chiar aici. Negruț. Iar? Ce s-a întâmplat? Și de data asta am văzut ceva. La voi e tot în regulă? Fetelor, tati, veniți repede! Fetelor, l-am văzut cu ochii mei! Tu dormi? Nu dormi! Cred că el apare fix când cineva doarme! Trezește-te! Întârziem la școală! Grăbiți-vă! Hai! Ce greu e să-mi leg șiretul! E greu să mă încalz dimineață! Grăbiți-vă! Hai! Tati deja ne așteaptă în mașină! Hai, Briana, să mergem! Stai! Nu plecați fără noi! Ghiozdanul, Mara! Ghiozdanul! Acum! Și geanta de balet o uita. Hai, Teo! Ești ultima! De fiecare dată! Acum, fetelor! E atât de greu ghiozdanul ăsta. Mă dă pe jos. Și asta în fiecare dimineață. Grăbește-te, lasă vorba. Vino odată. La mașină! Hai, la mașină! Ne așteaptă tati! Haideți, fetelor, intrați! Încă o zi de școală s-a terminat! Tati, atunci eu s-au de odor, e foarte greu! Intrăm. Aoleu, ce ghiozdan greu are Teodora. Hai, Bri, hai, Teo, hai, Mara. Fetelor, dezbrăcați-vă, descălțați-vă și l-a spălat pe mâini. Trebuie să stăm la masă. Hai, Bri. Haideți la baie. Albuța, ce albuța? Pisica albă. Uite-o, nu o vezi? Nu. Ce pisică te-a găsit? Tata cu negruț, tu cu albuța. Uite-o. Să mângă și eu, să văd ce mâncă. Nu e nimic, Bri. Uite-o. Briana, hai în casă, este frig. Fetelor, ce faceți afară? Briana tot o vede pe albuța. Iar eu nu văd nimic. Cine e albuța, Bri? O pisicuță. Ce pisicuță? Eu nu văd nimic. Uite-o. Ce pisicuță? Uite-o. Eu nu văd nicio pisicuță. Cred că ai prieteni imaginari. Să mergem în casă. E frig afară. Hai, Teo. Hai,
Briana! Fetelor, unde sunteți? Haideți că v-am adus ghiozdanele. Ce ați făcut aici? Fetele astea tot timpul... fac numai dezordine. Unde s-au fi dus? Au lăsat ghiozdanele pe aici. Mă duc afară să le caut. Fetelor! Fetelor! Ce sunt? O pisică albă? Tu de unde ai mai apărut? Fetiță mică! Negruț, unde o fi? Ce-i cu tine aici? Ai stăpân? Cât de blândă ești! Să-i dăm un nume! Ce nume vreți să-i dăm pisicuței acesteia? Lăsați-ne în comentarii ce nume să-i dăm pisicuței. Albuța o fi bun? Și s-o păstrăm? Albuța? Pe Negruț nu-l văd deloc. Pe tine cu siguranță te vor vedea fetele, da. Abia aștept să te arăt. Briana, uite ce avem. O vezi pe pisicuța? O vezi? Super! Ce nume să-i punem? Dă-i Albuța. Super! Să mergem în casă să-i spunem și Teodore că avem o nouă pisicuță. Mergem? Hai! Fetele se vor bucura foarte mult. Tu ești mult, mult, mult mai blândă decât Negruț. Nu-i așa, Bri? Da! Mara! Tati, tati, m-ai strigat? Avem o nouă pisicuță. O vezi pe Albuța? Ce spui acolo, tati? Ce pisicuță? Ce tot ai cu pisicile astea? Până acum era Negruț. Sau ce nume vrei să-i pui tu, Mara? Acum e Albuț? Sau Albuț, acum îi spui tu? Și nu înțeleg ce ai cu ele. Îți imaginezi pisici? Mara, nici pisica asta nu o vezi. E albă, frumoasă, micuță. Ce mă fac eu cu fetele astea? Poate Teo o să o vadă. Voi o vedeți? Scriți-ne în comentarii. Mă duc să-i dau să mănânce. O fi flămândă. Hai, Briana, să o hrănim. Hai. Uite așa. Bravo, mănâncă. Hai, bravo, bravo. Oare fetele astea chiar nu văd niciuna dintre pisici? Mateo! Ce faceți aici? Ați stat la masă? Da. Și tu m-ai aruncat? Da. Bun, dar voi teme nu aveți? Hei! Tata, uite, asta nu merge. Ce să meargă, Mara? Cartoon Cat nu merge. Ia să mai încerc. Pe Roblox Cartoon Cat voi vă jucați? De asta aveți voi vedenii cu Cartoon Cat. Toată ziua, în loc să faceți teme, voi stați pe telefoane. Ia, hai. Nu, Dami, nu mai stau mult. 5 minute. Bine, dar în 5 minute să vă văd la teme. Da! Teo, tu te descurci? Da, mă descurc. Hai să jucăm în rețea. Bine, hai. Păi hai pe jos. Hai. Super, te descurci de minune. Tu ce faci, Mara? Mara! Teo, la teme! Of, bine! Cameră mergi? Nu știu, la mine? Sau la mine?
La mine nu a apărut cartonchet, dar la tine da. Haideți, fetelor, lăsați cartonchet. Era seara când a apărut. Acum nu cred că mai apare. Mergem la Mara. Bine, mami. Toate sunt pregătite. Teo, tu poți merge în camera ta să-ți faci temele. Nu, totuși aș vrea să stau cu voi. Hai, nu te prosti. Nu sunt motive să-ți fie frică. Mergi în camera ta. Mergi în camera ta. Dar nu, mi-e frică. Mă strigi dacă ai nevoie de ajutor. Eu ajut întâi pe Mara. Temele ei sunt mai grele. Mi-e un pic cam teamă. De ce strigi? E cartunchet pe scaun. Cartunchet la tine în cameră? Da. Ia să văd. Asta nu e cartunchet. E fantoma lui cartunchet. Fugi repede, repede. Tati, tati, vino repede. Ce s-a întâmplat? Spuneți-mi, ce s-a întâmplat? Fantoma lui cartonchet e aici, chiar în camera lui Teo. Ce fantomă, vetelor? Iarăși vedeți cartonchet, iarăși speriați lumea. Tati, tati, e chiar acolo, chiar e. Mergi și vezi, noi nu mai venim cu tine. Bine, să vă arăt că nu e nimic. Cartunchet, cartunchet, unde este cartunchet? Eu nu văd nimic, fetelor. Puteți intra. Fără probleme. Teo, unde e cartunchetul tău? Tati, era mai devreme, pe scaun. Teo, scaunul e liber. Eu cred că tu nu vrei să faci teme și încerci să mă păcălești. Nu! Ba da, că râzi! L-a văzut și mami! Mami, ia vino să-ți arătăm! Mie-mi e cam teamă să intru! Mă gândeam la un plan cum să scăpăm de el! Îl ticluiam acolo cu Mara, dar are teme! Hai, curaj! Nu, tati, nu! Nu mai e! Ce ți-am spus, mami, că nu e nimic? Dar l-am văzut cu ochii mei! Da, așa e și eu! Gata, ați scăpat de el. Treceți la teme, hai! Hai, Teo, să le faci și tu în camera mare. Avei dreptate! Teo, tu fă-le aici. Așează-te. Eu mă duc să-ți aduc căretele din camera ta. Bine! Sper să n-apară iar. De aici nu, Teo. Tati, uite-l, uite-l! Vezi că e... Unde ești acum? Mă duc la fete, nu le pot lăsa singure! Fetelor, fantoma lui Cartunchet este încă aici! Eu nu înțeleg cum nu o vede tati! El vede pe negruț! Da, da, ai dreptate, Mara! Mai nou și pe albuță! Of, atâtea pisici! Nu mai înțeleg nimic! Fetelor, dar am un plan! Țineți minte cum l-am făcut prima oară pe cartunchet să dispară? Am rupt desenul, mami! Păi asta facem și acum! Dar nu avem niciun desen. Putem oare să-l facem noi? De ce nu? Cum e cartunchet? Un cap rotund. Hai, mami, hai, că sigur reușești. Ureche ascuțite, ochi ovali, rânjet larg și dinți mulți. Da, mami, te-ai ieșit. Un corp diform, brațe lungi. Iar acesta pe care l-am văzut era alb și avea picioarele groase. Gata, l-am terminat. Iată-l, mi-a ieșit. Și acum ce e de făcut? Să-l rupem, eu îl rup.
Stai! Nu aici! Trebuie să mergem acolo unde este vizibil. Păi hai să mergem la mine în cameră. Să-l vezi și tu, Mara. Bine, hai să merg și eu. Deși nu prea aș merge, am prea multe teme. Dar nu vrei să scăpăm de el? Nu vrei să-l rupi tu? Eu până acum n-am văzut niciun fenomen ciudat. Nu s-au stins luminile, nu s-a luat curentul, nu s-au aprins televizoarele, nu s-au auzit zgomote ciudate, luminile n-au mai pâlpâit. Ce cartun chet e ăsta? Să fie unul bun? Ei, bun, nu știu, mai bine să dispară. Hai, Teo, dacă ea nu vrea să mergem, ne ocupăm singure de el. Tu stai cu mințela acolo, iar noi îți vom spune o poveste frumoasă. A fost odată, ca niciodată, un motănel alb care a intrat pe furiș în casă și ne-a speriat. Să dispară! Dar ce faci? Nu dispar? Teo, nu merge! Fugi!